Spitalul Județean Suceava riscă să închidă din nou o parte din secțiile non-COVID pentru a face loc pacienților infectați cu coronavirus. Numărul persoanelor diagnosticate cu SARS-CoV-2 a înregistrat o creștere alarmantă în ultimele două săptămâni în județul Suceava. Purtătorul de cuvânt al unității Dante Odorovici a declarat miercuri 20 august că numărul pacienților infectați cu SARS-CoV-2 a ajuns la 168, aproape de limita maximă de internare în pavilioanele de la Spitalul Vechi de 200 de paturi. La sectorul de terapie intensivă COVID sunt ocupate 15 din cele 20 de paturi de pacienții care au forme grave de boală. Teodorovici a mai spus că dacă infectările vor rămâne pe un trend ascendent, vor fi nevoiți să închidă din nou o parte din secțiile non-COVID și a făcut apel către suceveni să respecte măsurile de prevenire a infectării cu coronavirus.